e frumos. Am vorbit de dragostea lui Dumnezeu, am vorbit de temelie. Aleluia! Glorie Domnului! Dar vreau să vă zic ceva. Știi când poți să lupți? E nevoie să ai coiful mântuindu-i. Aleluia! Să fii în cine spune, bă, platușa, pe câmp, să lupți afară pe câmp. Nu vii să lupți cu tine care știi cuvântul lui Dumnezeu. Tu-l cunoști. Mă duc afară să mă lupt. Luptă-te, lupta ce. Aleluia! Când va veni Fiul omului cu toată slava sa, cu toți îngerii săi, va ședea pe scaunul lui de domnie și va despărți oile de capre, cum despartă păstorul oile de capre. E un timp de alegere. Trăim în timpurile care Dumnezeu alege oamenii săi, le pune de o parte și va zice Fiul omului, Domnul Iisus, celor de la dreapta, vineți binecuvântați Tatălui meu, te moșteniți împărăția cerurilor, că vouă vi s-au dat. Aleluia! Căci am fost plământ, mi-a fost sete și mi-a dat să bea. A fost bolnav și m-a căutat. A fost în temniță și m-a vizitat. A fost gol și m-a îmbrăcat. Când, Doamne, ori de câte ori ați făcut la cel mai însemnat, frate, mie mi l-ați făcut. E timpul să-ți îndrepți mâna ta la cel sărac, la văduva. Nu-i de ajuns că vorbești. Trebuie în tine să se vede o lumină, o dragoste a lui Dumnezeu. S-au vorbit despre Ioana. A fost trimis Ioana să pregătească calea. Un glas se auzea în pustie. Pocăiți-vă și pregătiți calea. Aleluia! O floare, dacă o pui în casă, o pui în casă și pleci. Nu îngrijești. Nu îngrijești. Pleci. Nu mai vii 5 zile, 4-5 zile, nu mai îi pui apă la floarea aceea. Când te întorci înapoi, știi ce se întâmplă? Se usucă. Se usucă. Nu mai are apă. Nu mai are apă la rădăcină. Îi pleacă mirosul. Când intri, oi, ce frumos miroase!
dar de unde e gloria aceasta? Eudate, Eudate, și are miros o inimă care îl caută pe Dumnezeu, care stă sub mâna lui Dumnezeu, stă în mâna lui Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu. Nu-l taie, tata, nu-l taie, îl curăță, îi pune apă, îi dă viață. Dar o inimă care stă depărtată în întuneric se usucă, nu mai are miros, nu mai vine la biserică. Aleluia! Să duce Iisus înaintea Tatălui și spune așa: Tată, și arată părmile străpunși, mă lasă în anul acesta, că poate va da rod. Doamne, mi-am dat sângele pentru el, mi-am dat viață, mă lasă la anul, poate că n-ai dat rod anul acesta, poate nici celălalt. Se prezinte Iisus înaintea lui Dumnezeu și arată părmile și rămile. Te iart. Probă pe la canacanță. O să vă zic ceva. Că vine prezența lui Dumnezeu. Parma la copiță. Nu ești brednic, nu suntem brednic să stăm cu capul sus. Tu stai sus cu capul și plângi. Dacă n-ai dat rot, n-ai căutat orfanul, n-ai căutat văduva, n-ai căutat spitalul, n-ai căutat pustăie prin temnițiar, care vreau să așteaptă cuvântul lui Dumnezeu, alții nu știu despre cuvântul lui Dumnezeu, caută. Aleluia! Și lasă că Dumnezeu mi-a dat un mandat. Merge și prăvăduiți Evanghelia la orice făptură. Noi te ajuns că vin aici să-L predici. Predică pe Iisus în stradă. La începutul pocăinței mele am crezut că merge bine. Când am ajuns acasă, mi-a zis soția mea: te-ai pocăit? Din zi în zi mergeau lucrurile. Nu mai putea soția mea să mă vadă în ochi. Mi-a zis: te-ai și pleci la părinții tăi. Nu te mai suport! Nu! Nu mai stau cu tine! Și am zis, decât să mă las pe Dumnezeu, am luat plăsuța mea, Biblia mea, și am plecat. Dar nu mă las de Dumnezeu. Fraților, nu te juca cu Dumnezeu. În pocăință nu ești mare sus. Pocăințele-s lovite. Oile mele sunt lovite, prigonite, vorbite de rău. Vreau să vă zic ceva, frate. Prut, manaia, aia, se deschide cerul, se aude cuvinte în cer, se aude rugăciunea ta în cer, șpară ca în dubiu minaia. Lasă-te condus de Dumnezeu. Alipește-te de Dumnezeu și vei fi un singur cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am lăsat totul și am zis: Doamne, în încercările mele am zis, eu am crezut că e o nenorocire în încercare, dar vreau să vă zic, nu-i nenorocire, e un loc de sprijin, un loc de ajutor, un loc de scăpare în încercare. În încercare aveți pocăința. În încercarea ți arată Dumnezeu lucrurile și înveți cum să fii pocăit. Omului Dumnezeu să duce la turnul de veghere, să vadă ce are ce spune Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu să ne binecuvinteze copiii, să ne întărească și să mergem peste tot. Amin.